este primul rând să spunem că da, este o fotografie în care președintele apare îmbrăcat lejer, ca și cum ar fi la plimbare, nu se vede nici un SF pist în zonă, nicio persoană care ar trebui să-l protejeze, alături de Carmen Iohannis, mergând împreună cu o sacoșă în mână, semn că au făcut ceva cu balcon și da, este prima fotografie, cel puțin în ultima jumătate de an, în care cei doi apar împreună, pentru că fotografii au mai fost făcute cu președintele, căruia îi place să meargă pe munte, să schieze, a fost chiar în urmă cu mai puține două săptămâni, cred, fotografiat pe când era în Poiana la schi și chiar și la începutul anului, pe o pârtie lângă Sibiu, dar de fiecare dată era singur. În vară a mai fost fotografiat urcând pe munte, tot fără prima doamnă, iar se spune că nici măcar la slujba de Crăciun nu au fost împreună cei doi, președintele și prima doamnă, a fost doar Carmen Iohannis,